adevărat, am fost atât de puțin. Dar, cu mila lui Dumnezeu, n-ați aruncat cuvântul în zadar, acest sânge, această săluță, n-ați aruncat-o risipind-o. Ea va prinde și va nădăjduiesc va da roadă, atunci și acolo unde va trebui. Punându-ne mila, punându-ne nădejdea, tot mila și ajutorul lui Dumnezeu. Într-adevăr, ceea ce ați spus Sfinția voastră este foarte adevărat. Avem anul acesta un an centenar. Până acum eu am văzut câteva lucruri concrete făcute în acest an centenar, cele mai multe organizate în biserică sau de către biserică sau la nivelul bisericii. Și am mai văzut câteva, însă prea puțin. Drept prea multe festive, anumite frumoase, dar, într-adevăr, poate prea multe doar festive sau mai ales doar festiviste. Dragi adunește că până la sfârșitul anului, suntem la jumătatea lui, chiar la jumătatea lui, poate să va face și altceva mai concret, fiindcă încep să apară doar mai multe voci, dar Dumnezeu să fie mai vocal, mai care vin și întreabă, bine domnilor, bine fraților, dar dincolo de toate astea, nu mai facem ceva? Ori bifăm, intrăm în 1 ianuarie 2019 și cu asta basta. Am încheiat cu anul centenar și cu asta am terminat cu toată comemorarea și cu toate festivitățile legate de acest an. Poate tot așa vor fi și astăzi, ca și atunci, în urmă, oameni providențiali. Pentru că Ferdinand a fost omul lui Dumnezeu și a fost un om providențial. Nu a fost și Carol, nu a fost toți ceilalți, și înainte și după el. Oameni care au amprentat istoria și care, cum spuneam într-o momentul Bartolomeu, noi nu trebuie doar să cunoaștem istorie. Și noi astăzi nici nu cunoaștem. Auziți ce spunea Bartolomeu în 2005. Cred că știți și momentul acela pe care le leg. Noi trebuie să facem istorie. Ce istorie facem? Care nici nu știm și nici nu ne interesează. Mă gândeam în timp ce ați vorbit, cui ați vorbit. Am fost câți am fost. Unde sunt tineri? Ce ar fi prins tineri din toată această mărturie, din toată această vocare? Dincolo de momentul impresionant, poate că ar fi lăsat așa o amprentă emoțională sau sentimentală de moment. Dar după, ce facem? Când plecăm de aici, exact atunci când venim la liturghie, când venim la biserică, venim și apoi plecăm. Cum plecăm? Ce urmează după? Luni sau de duminică pe masă, o loc de la cap. Cum am fost și până am venit la biserică sau la Sfânta Liturghie. Care schimbare? O altă întrebare. Mila lui Dumnezeu. Vă mulțumim. Mă bucur. Dau slavă lui Dumnezeu că am avut gândul să vă cer să veniți cu așa ceva. Pentru că Sfânția voastră puteți veni și puteți vorbi pe orice altă temă. Mai ales în plan spiritual, domnicesc, fără îndoială. Și sigur, ne dăjduim că veți mai veni. Noi vă așteptăm și vă chemăm cu tot dragul. Dar mă bucur, fiindcă știam că aveți, auzisem că aveți și această aplicare spre istorie, spre țară, că aveți, că vă e milă de popor. Este emoționant momentul consemnat de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, când seara fiind Hristos, după ce le vorbește o zi întreagă, celor 4.000 de milă nu este de popor. Câți astăzi mai avem milă de popor? Mă bucur că mai sunteți, că mai sunt ca dumneavoastră oameni care încă și mai au milă de acest popor. Prea puțin în comparație cu cei fără de milă.
nu politizăm, dacă sunt întrebări.